Spitalul Județean de Urgență Buzău restricționează pentru încă o săptămână accesul vizitatorilor în unitatea medicală. Decizia vine ca urmare a creșterii alarmante a numărului pacienților internați în spital după ce au fost diagnosticați cu infecții cauzate de virusul SARS-CoV-2. În perioada în care sunt în vigoare restricțiile, vizitele aparținătorilor se vor face doar în intervalul orar 10-12, iar fiecare vizită va fi limitată la cel mult 15 minute. La acest moment, în Spitalul Județean de Urgență Buzău, sunt internate 23 de persoane depistate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. Încă de săptămâna trecută, conducerea celui mai mare spital din județ a luat decizia de a nu mai permite accesul vizitatorilor în unitatea spitalicească decât 2 ore pe zi. Ieri, printr-o adresă a Direcției de Sănătate Publică Buzău, măsura privind restricțiile a fost prelungită pentru încă o săptămână. Institutul Național de Sănătate Publică a anunțat că în săptămâna 22-28 iulie au fost raportate 3.446 de cazuri noi de COVID-19, ceea ce înseamnă o creștere de 71% față de săptămâna precedentă. Creșterea numărului de cazuri poate fi pusă și pe seama faptului că în sezonul estival oamenii au parte la evenimente în care nu există distanțare, iar mulți dintre cei infectați ignoră simptomele.